o pauză destul de mare, echipa de junior de la CSS din Cogolescu din Câmpul Lung a revenit pe teren într-un meci oficial în cadrul campionatului republican. Cele două echipe ale clubului Mușcelan au jucat pe teren propriu și au întâlnit echipele similare de la LPS Pitești. De la ora 12 pe municipal, pe un frig pătrunzător, s-a jucat meciul juniorilor A, jucători cu vârste sub 19 ani. Elevii antrenorului Cristi Crețu au controlat autoritar acest joc, s-au întrecut în ratări, dar chiar și așa s-au impus la final cu 2-0, după reușitele semnate de Brănescu și Ticuleasa. De la ora 14 s-a jucat meciul juniorilor B la sub 17 ani, meci câștigat tot de CSS din Cogolescu Câmpul Lung. Elevii antrenorului Ovidiu Tică s-au impus cu 4-2 grație golurilor marcate de Leonard Grancea, Ianis Bloj, Valentin Oancea și Alexandru Dulgheru. În runda următoare, echipele de la Câmpul Lung vor juca în deplasare la SCM Pitești, meciurile urmând să se dispute sâmbătă de la orele oficiale 12, juniorii A și 14, juniorii B.